unul dintre cei mai iubiți actori români, a dorit să fie alături de una dintre cele mai iubite arme din România, cei care ne salvează și zi de zi își pun viața în pericol pentru noi. Le mulțumim tuturor! Istoria portierilor români este strâns legată de evoluția orașului. Pe vremuri, izbucnirea unui incendiu se anunța prin tragerea clopotelor în dungă, cum se spune în popor, chemând în felul ăsta pe oameni ca să dea ajutor. Documentele de arhivă stau mărturie că în fiecare an aveau loc incendii de proporții majore, care, alături de calamități naturale, afectau dezvoltarea orașului. Metodele folosite la stingerea acestora erau rudimentare, având puține șanse de reușită și ducând la distrugerea a numeroase locuințe sau chiar unor cartiere întregi. Abia în 1835 devine funcțională ceea ce se chema Roata de Pojarnici de la Iași și 10 ani mai târziu, cu efective considerabil mai mari, mai bine organizate, apare o structură similară și la București. Puțini sunt cei care știu că tezaurul național, cloșca cu cuii de aur, au trecut prin momente grele și că salvarea lor se datorează pompierilor militari, care în ajunul Crăciunului 1884 au învelit prețioasele piese ale cloșcii cu pui de aur în propriile lor vestoane și s-au aruncat cu ele de la etaj, salvându-le de la incendiul ce mistuia Muzeul Național de Antichități de la Universitate. Una din condițiile ce asigură eficiența pompierilor a fost totdeauna rapida lor alarmare. Astfel, începând cu secolul al XVII-lea, au luat ființă turnurile de observație, numite și foișoare de foc, cel de la intersecția străzii Traian cu Bulevardul Regele Ferdinand, de aici din București, construit în anul 1890 și având o înălțime de 42 de metri astăzi, este Muzeul Pompierilor. Zilnic, deschizând televizorul ca să urmăresc știrile noastre cele de toate zile, bine alimentate, cum foarte bine știți, de tot felul de calamități naturale și accidente provocate din voiași cu mâna omului, am plăcerea, cu acest prilej, să descoper și să salut cu respect și cu mulțumire pe brajii noștri pompieri, care atunci când nu se luptă cu flăcările, salvează tot ce le pică în raza de acțiune, de la oameni până la pisici. Abnegația lor mă fascinează și deseori mi s-a întâmplat să mă gândesc că, raportat la scara vieții sociale, exemplul lor nu este doar demn, ci și obligatoriu de urmat. Iată de ce doresc aceste minunate instituții, viață lungă, respectul nostru și dragostea noastră și, dacă se poate, cât mai mulți bani de la buget, pentru ca noi, simpli cetățeni, să fim în continuare în siguranță vegheați de nobilii noștri apărători. Mulțumim! Așadar, la mulți ani pompieri! Mâine este ziua lor, 13 septembrie. Este o zi dedicată celor care și-au dat viața în dealul Spirii. Doamna Daniela Silvi, de care vă vorbeam, doamna Maior, care a zis că ar intra și în foc pentru a-l vedea pe maestru și a-l asculta. Și dumneavoastră puteți să-l vedeți în Egoistul la Teatrul Național București. Dar sunt foarte multe creații ale dânsului.